Mircea Davidescu, fost director tehnic la primăria Deva, a plecat la Consiliul Județean. Plecarea s-a făcut prin transfer de la administrația locală, începând cu data de 19 septembrie. Mircea Davidescu nu are post de conducere în administrația Consiliului Județean, ci a fost angajat la Direcția de Dezvoltare Locală, Serviciul Investiții. În aceeași direcție sunt angajați și Ciprian Răchită și Cosmin Vasile, care au ocupat în trecut tot funcția de director tehnic la primăria Deva.